Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Astăzi avem în studio o persoană a cărei mama a fost îndemnată insistent să scape de ea. Este cu noi, este măicuță, se cheamă sora Emanuela. Bine ați venit în emisiune! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Vom încerca în această ediție să aflăm povestea vieții dumneavoastră. Deci ce ne puteți spune la început despre dumneavoastră? Sunt sora Emanuela Bereșoaie din Congregația Surorile Milostive ale Sfântului Carol Boromeu. M-am născut în Comuna Ghereiești, județul Neamț. Și sunt în Comunitatea Surorilor din Comuna Gioseni, județul Bacău. Emanuela este nume de botez sau nume care vi l-ați luat la mănăstire? Emanuela este numele de soră, iar numele de botez este Cecilia. În congregația noastră, noi, surorile, primim un alt nume ca semn că începem o nouă viață, o viață dedicată în întregime lui Dumnezeu și slujirii oamenilor. Deci, practic, cine intră în mănăstire schimbă numele, nu? Da. Iar numele acesta, Emanuela, vi l-ați ales dumneavoastră sau vi l-a impus cineva? L-am ales eu. L-am ales. Dar de câți ani sunteți, măicuță? Am intrat în congregație în anul 1990. Formarea am făcut-o în Comunitatea Surorilor din Ierusalim. Iar din anul 1992 sunt în Comunitatea Surorilor din Gioseni. Deci din 90 până acum sunt 25 de ani. Mulți înainte. Vă mulțumesc. Să aveți. Dar spuneți-mi, înainte de a deveni soră, înainte de a intra în mănăstire, ce ați făcut? Cu ce v-ați ocupat? Am absolvit Facultatea de Științe Economice din Iași, apoi am activat timp de 5 ani la școala din localitatea Iugani, Comuna Mircea, județul Iași, ca profesor de matematică și apoi 2 ani ca economist. Deci ați predat matematica, ați terminat facultatea în Iași, ați predat matematica. Da. Matematica, eu nu mi-amintesc de fiecare dată cu plăcere de ea. Este o disciplină mai grea, dar e frumoasă. Puneați note mari sau mici? În funcție de cum se pregăteau copiii. Spuneam telespectatorilor că povestea vieții dumneavoastră este fascinantă pentru că mama a fost îndemnată să scape de dumneavoastră când a rămas însărcinată cu dumneavoastră. Cum s-a întâmplat? Îmi puteți povesti? Aveam 20 de ani și în acea perioadă eram studentă. Într-una din zile mergeam cu mama prin localitatea natală. La un moment dat ne-am întâlnit cu o doamnă mai în vârstă pe care am salutat-o respectuos și am lăsat-o în compania mamei. Am aflat apoi de la mama că doamna este moașa care a asistat la nașterea mea. Moașa a întrebat-o pe mama cine sunt. I-a spus mama că sunt ultimul copil dintre cei 13 ai familiei. Și a amintit atunci că a sfătuit-o ca să întrerupă ultima sarcină, motivând că are deja mulți copii și chiar s-a oferit să-i plătească suma cerută la acea vreme pentru un avort. Atunci mama i-a replicat, dacă nu am făcut acest lucru, nu mi-am pătat sufletul până acum, nu o voi face nici de data aceasta. Așa cum m-a ajutat bunul Dumnezeu să-i cresc pe ceilalți, cu siguranță mă va ajuta să cresc și acest copil. Moașa a fost impresionată de modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, de credința mamei și a felicitat-o pentru alegerea făcută. După terminarea conversației, mama mi-a destăinuit că doamna este cea care a sfătuit-o insistent să nu mă aducă pe lume. Și mi-a spus, nu am putut să fac acest lucru, deoarece simțeam că l-aș fi trădat pe Dumnezeu și ți-aș fi auzit glasul toată viața, strigându-mă, mamă, mamă. Vă mărturisesc că a fost un moment din viața mea
pe care nu-l voi uita niciodată. Acolo, în mijlocul străzii, în plină zi, în văzul lumii, m-am oprit, am îmbrățișat-o pe mama și i-am spus: Mamă, îți mulțumesc că nu ai ținut cont de ceea ce te-au îndemnat alții și m-ai adus pe lume. Îți mulțumesc, mamă. Era pentru prima dată când am realizat cu adevărat valoarea vieții și sacrificiul pe care l-au făcut părinții mei. Și sunt convinsă că existența mea se înscrie în planul lui Dumnezeu și se datorează credinței profunde a părinților mei. Frații și surorile mele m-au primit cu multă, multă bucurie și am simțit de-a lungul vieții iubirea și grija lor față de mine. E fascinantă această istorisire și cu siguranță o vom cunoaște și pe mama dumneavoastră, măcar din fotografii, și de aceea îi rog pe colegii mei să deruleze imaginile în care o să vedem și părinții dumneavoastră și frații, surorile dumneavoastră. Mi-ați spus că faceți parte dintr-o familie numeroasă. 13 copii, am înțeles bine? Da, provin dintr-o familie cu 13 copii, sunt ultimul copil și una dintre cele 6 surori consacrate ale familiei. 6 surori sunt măicuțe, le-am și văzut în imagine. Deci sunt în diverse mănăstiri din țară sau și din afară? Nu, aici în țară, în diverse congregații, în diverse mănăstiri. Câți din cei 13 sunt în viață acum? Momentan suntem 9. Despre tatăl dumneavoastră ce ne puteți spune? Tatăl meu a fost un creștin adevărat, care l-a iubit pe Dumnezeu și a iubit familia pentru care a muncit și s-a sacrificat. A considerat intrarea mea în mănăstire ca o binecuvântare a lui Dumnezeu. Când m-am întors din Ierusalim, am avut o discuție cu tata și l-am întrebat dacă este mulțumit de starea mea de viață. Atunci mi-a spus: Sunt foarte fericit că ai ales această cale cu Dumnezeu și mă rog ca să rămâi cu El până la ultima ta suflare. Eu pot să mor fericit. Vă spun că aceste cuvinte m-au marcat foarte mult și răsună zilnic în inima mea. Și un alt episod pe care doresc să-l împărtășesc se referă la momentul plecării tatălui meu la Domnul. În ziua în care tata a murit, a presimțit acest lucru. A chemat preotul, s-a spovedit, s-a împărtășit, a primit Sfântul Maslu. A chemat-o pe mama și i-a spus: Te rog, iartă-mă pentru tot ceea ce am greșit față de tine. Ai grijă de copii și lasă-mă, te rog, să te îmbrățișez pentru ultima dată. Apoi a dorit să-i vadă pe frații și surorile care erau acasă și le-a spus să se înțeleagă, să trăiască în pace, bună înțelegere, să aibă grijă de mama, apoi și-a luat iertare, și-a cerut iertare de la fiecare și-a luat rămas bun, spunând că ne vom revedea în cer. Practic, tatăl era mulțumit de faptul că dumneavoastră sunteți în mănăstire, nu? Foarte mulțumit. Foarte mulțumit. Dar cum se face? Dumneavoastră ați terminat totuși o facultate, erați profesoară, aveați un post. Cum de-ați intrat în mănăstire? Nu v-ați închis viața? Persoanele care intră în mănăstire nu își închid viața, ci dimpotrivă și o deschid mai mult în slujirea celorlalți. Bineînțeles, după planul pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre noi. Vor derula din nou fotografiile, vom vedea din activitatea dumneavoastră. Cu ce vă ocupați acum? Sunt profesor de religie la școala Ion Strat din comuna Cioseni.
unde, împreună cu celelalte cadre didactice, organizăm diferite activități educative, cultural-artistice și avem multe proiecte în derulare. Iar în cadrul parohiei, pregătesc corul copiilor și îi învăț să cânte la diferite instrumente, chitară, flautul drept, orgă și instrumente de percuție. Deci predați ora de religie de mai mulți ani, acolo în Giosen, la toate clasele sau? La toate clasele de 23 de ani sunt profesor de religie acolo la școala din Giosen. Mănăstirea este în Giosen. Cum se cheamă congregația din care faceți parte? Mănăstirea este în Giosen. Congregația se numește Surorile Milostive ale Sfântului Carol Boromeu. Noi ne numim Surorile Milostive, întrucât conform carismei noastre, noi îl slujim pe Dumnezeu prin faptele de caritate față de aproapele. Ne numim Surorile Sfântului Carol Boromeu, deoarece primele surori l-au ales pe Sfântul Carol Boromeu drept model și patron, întrucât viața lui a corespuns idealului surorilor. Sfântul Carol Boromeu și-a dedicat viața slujirii lui Dumnezeu și aproapelui, în mod deosebit îngrijind de bolnavi de ciumă din timpul lui, în perioada 1576-1578. Deci l-ați luat într-un fel ca model pe Sfântul Carol Boromeu, da. Și vă dedicați slujirii celorlalți, într-un mod deosebit slujirii celor bolnavi sau în școli, așa cum sunteți dumneavoastră. Dar fondatorul, cine este fondatorul acestei congregații? Fondatorul este avocatul francez Iosif Chauvenel din Nancy, Franța, care, mișcat de lipsurile și nevoile celor săraci și bolnavi, și-a dedicat viața slujirii bolnavilor de ciumă și săracilor. El și-a pus casa și averea la dispoziția unor femei caritative care încercau să aline suferințele fizice și morale ale bolnavilor și săracilor. Așa s-a născut congregația noastră, care a fost fondată în anul 1652 în Franța și care, bineînțeles, l-a ales pe Sfântul Carol Boromeu drept model și patron. Și acum în câte țări sunteți? Congregația este prezentă în diferite țări din Europa: Franța, Germania, Austria, Polonia, Luxemburg, Cehia, Olanda, România, precum și în Israel, Egipt, Senegal, Tanzania și Mexic. Să le spunem telespectatorilor că în Biserica Catolică, în general, sunt mai multe congregații, adică călugării, călugărițele se împart după slujirea pe care o au, după carisma pe care o au. Astfel, unii sunt înclinați spre educație și, ca atare, activitatea lor este mai mult în școli, alții sunt înclinați, știu eu, spre cei bolnavi, activitatea lor este în spitale sau în azile de bătrâni sau în orferinate. Depinde de carisma pe care o are fiecare congregație, așa că am înțeles că dumneavoastră, congregația dumneavoastră are carisma, mai spunem o dată pentru telespectatori. Carisma congregației noastre, motoul vieții noastre este: fiți milostiv, precum Tatăl vostru milostiv este. Noi, surorile, ne îndreptăm privirea și inima spre centrul vieții noastre, spre inima lui Iisus, cel ascultător, sărac și cast, izvorul milostivirii divine. Pentru viața noastră, crucea lui Iisus cu cele două laturi, verticală și orizontală, este un simbol pentru rugăciunea contemplativă și slujirea aproapelui. Și câte surori sunt în lume din congregația aceasta? În lume sunt în jur de 1200 de surori care se ocupă de îngrijirea bolnavilor și a bătrânilor în spitale, aziluri, la domiciliu, se mai ocupă de cateheză,
de educarea copiilor și a tinerilor în școli și grădinițe. Dar la Giosen câte surori? La Giosen suntem 25, nu, în congregație suntem 25 de surori românce, la Giosen momentan suntem 6 surori și suntem implicate în educație, în îngrijirea bolnavilor la domiciliu, în cateheză, în proiecte sociale de ajutorare a familiilor aflate în dificultate. Îngrijirea bolnavilor la domiciliu de acolo, din comunitate, din Giosen, de lângă Bacău, nu? Da. Dar Giosen e o comunitate așa mare? Da, este o comunitate mare. Avem și credincioși catolici și credincioși ortodoxi. Care ar fi programul dumneavoastră? E interesant să aflăm programul unei măicuțe într-o zi obișnuită. Programul începe de dimineață cu rugăciunea laudele, care o spunem împreună, ne rugăm împreună în capelă, după care fiecare merge și își desfășoară activitatea conform vocației care o are, fie în educație, fie cu bolnavii, fie în cateheză. Servim prânzul împreună, după amiaza din nou ne rugăm vesperele împreună și seara la fel, împreună completoriu, rugăciunea de seară și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a oferit în ziua respectivă. Adică dumneavoastră, după rugăciunea de dimineață, care ne-ați spus, se cheamă laude, nu? Da. Porniți spre școală. Da. O altă soară pornește spre bolnavi. Exact. O alta, știu eu, spre o altă activitate de acolo din parohie. Câte ore aveți la școală? Catedra întreagă de 18 ore. Am programul dimineață cu cei mici, clasele 1-4, și după amiază cu elevii mari, clasele 5-8. Ora de religie, dar nu e altfel decât matematica? Nu. Deci ora de religie, într-adevăr, este o oră specială. Este o oră în care te poți apropia mai mult de sufletul copiilor și transmiți valorile credinței. Și așa, deci n-ați fost ispitită să vă întoarceți la prima pasiune a dumneavoastră, matematica? Nu, niciodată. Oricum îi ajut pe copii și acolo unde sunt la disciplina matematică. De 25 de ani sunteți măicuță. Care sunt bucuriile dumneavoastră în cei 25 de ani? Cea mai mare bucurie este faptul că sunt chemată de Dumnezeu la o viață de dăruire totală. Și prin tot ceea ce fac, încerc să răspund acestei iubiri. Mă bucur apoi că pot să fiu soră cu cei din jur, cu cei care au nevoie de ajutorul meu. Și un alt motiv de bucurie este să aduc un zâmbet pe fața copiilor din Gioseni. Dar întâlniți și dificultăți, cum le depășiți? E adevărat că viața este împletită cu bucurii și încercări, dificultăți, dar cu ajutorul bunului Dumnezeu, prin rugăciune, cerându-i harul, ne ajută să trecem peste toate. Care ar fi motivele pentru care un tânăr astăzi ar putea să aleagă viața consacrată, să intre în mănăstire? Mai intră tinerii în mănăstire astăzi? Da, dacă ei se simt chemați, unul din motive de ce le-aș spune să răspundă acestei chemări, dacă se simte chemat la viața consacrată. Unul dintre motivele pentru care eu consider că un tânăr ar putea alege această stare de viață este faptul că viața consacrată este o viață intensă. Este o viață frumoasă, trăită cu Dumnezeu și o viață împlinită. Ce ați avea să spuneți tinerilor de astăzi? Mai ales că trăim într-o lume care mie mi se pare agitată. Tineri care sunt atrași mai mult de Facebook, de internet. Ce ați putea să le spuneți? I-aș sfătui să caute și să aleagă valorile autentice ale vieții, să se lase călăuziți de oameni de calitate, iar prin rugăciune să se apropie de Dumnezeu, Cel care dă sens vieții. Și să aibă curaj să urmeze calea
veții consacrate, că este frumoasă. Să revenim la școală. Mai avem puțin din emisiune. La școala la care predați, spuneți, în fiecare zi, acolo, sigur, întâlniți copii de tot felul. Copii care cresc în familii dezorganizate, copii care se confruntă ei înșiși cu durerea aceasta că au doar un părinte. Da, sunt foarte mulți copii care sunt lăsați în grija celorlalți, la rude, prieteni, cunoscuți, și zilnic descoper că foarte mulți dintre ei duc lipsă de afecțiune, de iubire. Și m-a impresionat, vă pot împărtăși, la una dintre orele de religie, pentru că se apropia sărbătorile Crăciunului, am întrebat: ce cadou ați dori voi să primiți de Crăciun? M-a impresionat foarte mult că o elevă a ridicat mâna și mi-a spus: cel mai frumos cadou pe care eu îl doresc de Crăciun este să vină mama acasă. Am rămas marcată și cu lacrimi în ochi, pentru că ea nu-și dorea nici jucării, nici alte cărți care poate există și sunt foarte atractive pentru copii. Ea o dorea pe mama. Dar de colectivul de acolo, de la școală, ce ne puteți spune? Câți profesori sunt și cum vă privesc ei ca o măicuță acolo în mijlocul lor? Mă simt ca într-o familie, suntem ca niște frați și surori, atmosfera este plină de iubire, de ajutor reciproc, există o colaborare foarte bună și întotdeauna găsim soluții comune să le rezolvăm pe toate problemele care zi de zi se ivesc și pentru care ne bucurăm împreună. Și faptul că sunt în mijlocul lor este un motiv de bucurie, pentru că există o deschidere care ne îmbogățește pe fiecare, și avem de învățat unul de la fiecare și mai mult învățăm și de la cei mici, de la copii. Sunteți, mi-a spus, 6 surori care au intrat în mănăstire. Vă întâlniți vreodată toate 6? Da, de obicei, pe perioada verii încercăm să fim împreună câteva zile, să trăim bucuria, să continuăm viața din mănăstire, o continuăm acasă, la casa părintească. Acolo este locul unde ne întâlnim și ne atrage foarte mult. Dar acum, în casa părintească, cine stă? Momentan a rămas o soră în casa părintească și ne primește cu multă, multă bucurie și noi simțim acea casă, locul unde am copilărit și am trăit, este cel mai frumos loc și unde ne simțim cel mai bine. Dar cele 6 măicuțe sunt în diverse congregații? În câte congregații sunt? Da, 2 sunt în congregația benedictină, surorile benedictine. O soră este în congregația lui Iisus la București. 2 surori sunt fecioare consacrate, iar eu sunt în congregația Sfântului Carol Borromeu. Pentru că ne aflăm la finalul emisiunii, aș dori să subliniați cât de importantă credeți că este educația în familie. Educația în familie are o amprentă foarte mare asupra copiilor și exemplul dat de părinți și de frați rămâne toată viața întipărit în inima fiecărui copil. Vă mărturisesc că în familie am primit vocația încă din copilărie, sub îndrumare atentă a părinților și a fraților mei, prin exemplul dat, prin trăirea lor, și participam, mi-amintesc din copilărie, cu multă, multă bucurie la biserică, la Sfânta Liturghie, la toate catehezele care se făceau cu primirea Sfintelor Sacramente. Și pot spune că familia și biserica locală au sădit în inima mea, în sufletul meu, terenul pentru această vocație.
Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Povestea vieții dumneavoastră este fascinantă. Practic, înțelegem mai bine cum îi mulțumiți dumneavoastră lui Dumnezeu pentru că mama a ales să vă dea viață și n-a ascultat de îndemnurile altora. Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas cu noi aproape o jumătate de oră. Am vorbit despre viață, despre mănăstire, despre chemarea la mănăstire cu sora Emanuela, care îi mulțumește lui Dumnezeu pentru viață, prețuiește viața, o trăiește din plin, slujindu-i pe alții în comunitatea în care trăiește, Gioseni, județul Bacău. Până data viitoare, vă doresc numai bine!